Eroii Revoluției din decembrie 1989 au fost comemorați astăzi și la Râmnicu Sărat. Autoritățile locale, consilieri, reprezentanți ai partidelor politice, armatei, cei ai instituțiilor publice, poliției locale, ai unităților de învățământ, dar și veterani de război au depus coroane de flori la monumentul eroilor din Parcul Central. Bună ziua! Evenimentul a fost marcat de o slujbă religioasă în memoria eroilor Revoluției. Cale pretutinenești toate le împlinești visier bunătăților și dătătorilor de viață, vino și să lășluiești între noi și ne crosești pe ei toată închinăciunea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, unești pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, unești pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, unești pe noi. Primarul municipiului Râmnicu Sărat consideră că această zi trebuie cinstită cu recunoștință de fiecare generație. Că în fiecare an emoțiile sunt puternice pentru că ne aducem aminte și gerul de astăzi ne-a făcut să ne aducem aminte de acele momente. Mă bucur că în jurul astfel de evenimente comunitatea se adună. Astăzi a fost o ceremonie frumoasă, am resfințit și monumentul închinat eroilor noștri. În fiecare zi trebuie să trăim cu aceste sentimente, am câștigat libertatea, dar trebuie să o folosim așa cum se cuvine, să ne creștem copiii în acest spirit, se apropie și sărbătorile Crăciunului și cu toții trebuie să fim mai buni, mai uniți, în așa fel încât și comunitatea și societatea să ajungă acolo unde acești eroi și-au dorit să fie. Sorin Cârjan mai spune că jertfa eroilor din decembrie 1989 nu trebuie uitată. Să-și întrebe bunicii, să-și întrebe familiile ce s-a întâmplat atunci și să încerce să înțeleagă că libertatea nu este ceva despre care doar vorbești, ci ceva care se trăiește. Oricând se poate întâmpla ca astfel de vremuri, vorbesc de cele din perioada comunistă, să se întoarcă. Nu neapărat sub aceeași formă, nu neapărat comunismul, dar o altă formă opresivă poate să ajungă. Trebuie să fim vigilenți și să luptăm în fiecare zi, dacă se poate, ca democrația să rămână printre noi. Mulți râmniceni își aduc aminte de acele zile de decembrie în care au ieșit pe stradă și au strigat că vor libertate. Gânduri de recunoștință, gânduri de mulțumire. Fac treaba asta de 33 de ani și chiar acum stăteam și rememoram așa ce s-a întâmplat acum 33 de ani. Eram în parc, ne strânseserăm toți tinerii care erau la momentul respectiv, numai că vremea era cu totul și cu totul alta, era foarte cald, neobișnuit de cald și neobișnuite au fost și evenimentele de atunci pentru noi. Singurul lucru pe care cu siguranță trebuie să-l avem în minte este ca generațiile care au venit după noi să nu uite niciodată ce sacrificiu s-a făcut atunci. A fost o trecere foarte sângeroasă de la un regim politic la altul, care ne-a adus democrația, libertatea cu toate bucuriile și necazurile ei. În urmă cu 33 de ani, revolta românilor, începută la Timișoara, a cuprins toată țara și a fost atât de puternică încât a dus la înlăturarea regimului dictatorial condus de Nicolae Ceaușescu.